teren de fotbal aici, un parc. Și o bancă. Și teren de basket. Se pare că Șatra nu mai are nevoie de mine, a uitat de mine, cum și eu am uitat de ei. Înseamnă că doar atunci când aveau nevoie de mine mă căutau, să înțeleg asta. Alin, dacă și-a schimbat bateria la mașină, înseamnă că nu mai are nevoie de mine. Să fie supărat pe mine? De ce să fie supărat pe mine? Că ori de câte ori a avut nevoie de mine, eu m-am dus. N-am zis niciodată nu. A, că am întârziat ultima oară, o și eu cu treburi, ocupat. Nu pot să fii mereu pe fază, nu? Acum, dacă are nevoie de mine, eu nu sunt cu mașina. Până ajung acasă, până una alta, asta e, eu nu l-am lăsat la greu niciodată. A fost frumos de ziua lui. Dar asta e. Aștept să iasă Leo și să reușească și operația la stand acolo, la inimă. Aștept lucrurile acestea, să-l văd pe Leo în libertate. Asta e cel mai important. Eu lucrurile astea pe care le-am făcut, alea mici, nu mă dau eu grande că am făcut eu nu știu ce. Lucrurile importante le-au făcut medici. Nu eu, nu altcineva, chiar dacă ești la spital acolo, contează lucrul acesta, într-adevăr, dar na. În viață contează cel mai mult să fii sănătos și liber, deci pe cuvânt. Să nu fii dușmănos, că nu are rost, să nu fii frustrat în viață. Păi da, de ce să fii frustrat? Am văzut multe comentarii la adresa lor că au făcut ce au făcut. Fiecare ce a făcut a plătit pentru ce a făcut. Vorba lui Alin. Acum, până la urmă, nu sunt criminali. Oricine dintre noi, dacă ar fi putut să fenteze statul, l-ar fi fentat. Așa că nu văd o chestie așa de gravă. Că au fost prinși, că a fost prins sau că nu știu ce. Mă refer la toată strihaia, nu neapărat la ei. Pentru că Leo știu că chiar face și a făcut pușcărie aiurea, degeaba. Și nu mai contează asta. Contează să fie el pe picioarele lui, să fie sănătos, să se facă bine, să ne vedem cu bine, cât de curând. Asta e cel mai important. Mă plim prin Republica. Uitați acolo e trenul. La stația Titan Sud, calea ferată București-Oltenița. Pizzerie, pariuri sportive, servici GSM din Republica. Asta e Bucureștiul. Salutare, prieteni! Primesc apeluri în continuare de la Olga. Nu vrea să mă lase în pace, să-și vadă de treaba ei. Mă hărțuiește în continuu. Nu i-am răspuns. Nu am timp de ea. Am timp de mine. Și doar atât. O să arăt și ce-mi scrie ea.
Hai, bam, bam. Eu mă plimb prin oraș, prin București, vreau să mă duc la un magazin, la un Kaufland, pe aici, prin zonă, să cumpăr ceva, ceva dulce, ceva bun. N-am mâncat nimic pe ziua de azi și am poftă de ceva, o prăjitură, ceva. Să vedem ce o să găsesc. Și poate o fripturică la grătar. Păi, ce să fac? Uitați că aici cum arată pe aici. Clădiri vechi. Asta este bulevardul Basarabia. Știu că e un Kaufland aici. Kaufland nou, deschis. Circul și cu bicicleta. Tot am spus că o să-mi cumpăr o bicicletă, dar nu mi-am luat. Vreau să-mi găsesc ceva care să pot să bag în portbagaj, să intre în mașină frumos. Uitați, grupul industrial Titan. Văd aici baterie auto, montare gratuită, verificare gratuită, transport gratuit. Și aici scule, unelte, accesorii. Haideți că o să vă povestesc ce am văzut eu aseară, la ce mă uitam. Uitați, spălătorii la greu, una lângă alta. Astea sunt afacerile în România la ora actuală. Uitați câte spălătorii sunt aici la stradă, pe bulevardul Basarabia. Hai că am ajuns și la Kaufland. Mamă, ce e aici. O spălătorie, iar o spălătorie, iar o spălătorie, până în capătul celorlalte. La greu. Haideți să povestesc o fază. La ce mă uitam eu aseară, l-am văzut pe Leo, era cu un băiat, dar nu mai știu cum îl cheamă, Petruț, parcă, și au rămas cu mașina pe stradă, cum ar veni. Mergeau spre Craiova, dacă nu mă înșel, sau nu, spre București, și erau prin apropiere de Craiova și n-au fost în stare să facă o pană la mașină. Nici Leo, care, na, cu problemele care le are, care le avea atunci, dar ăla, tânărul ăla, n-a fost în stare să scoată roata de pe mașină. Pe bune, așa complicat a fost. Deci dacă eram eu cu Leo, o rezolvam imediat. Nu trebuia să mai vină să pună mașina pe platformă, pe astea, pe chestii. Uite, bă, zici că a venit Gabe în România. Uite, văd acolo un merțan. Ia să întorc camera. Ia uite. Și că e merțanul lui Gabe ăsta. E la fel. Aici se încarcă mașinile electrice. Hai că merg să cumpăr ceva din magazin. Bam, bam. Salutare, prieteni! Vă mulțumesc pentru că îmi dați comentarii frumoase, exact cum merit eu, pentru că și eu fac filmările pentru voi, cei care mă urmăriți, într-un număr foarte mare, într-un număr foarte mic, nu contează, contează că mă urmăriți, că vă face plăcere să vă uitați la tot ceea ce filmez eu prin București și de acasă. Haideți să vă arăt ce mărțișor am primit de la Olga.
să-i dau eu mărțișor, l-am primit eu, nu știu cum vine asta, înseamnă că mă apreciază, eu cred că mă apreciază în continuare Olga. V-am spus după Leo, Olga este singura care mă mai apreciază de acolo, din familia lor. Pentru că ea nu are răutăți la adresa mea. Îmi spune, adică de fapt am trimis o poză și zice amintiri frumoase, postere, ceva de genul. Bine ai venit primăvară, o dimineață frumoasă și un 1 martie fericit. Îmi trimite Olguța. Să vedem până aici. Deci un mărțișor, ca să spun așa, că văd și o gărgăriță acolo. Cred că dimineața când ne bem noi cafeaua, adică ea, pentru că eu nu beau. Da, frumos gestul tău, Olga, ne-am și auzit la telefon că m-a tot sunat, era supărată, era bolnăvioară, durea capul, a avut o ceartă cu patroana și cu Luci și știu exact motivul real. Nu este din cauza a ceea ce a spus patroana, este din cauza că Olga a primit flori de la poet și de aceea Luci s-a certat cu ea. Vă vezi, Doamne, de ce s-a pupat cu poet? A spus că era pe cameră, de ce s-a pupat? În primul rând, Olga este mare, este majoră, este vaccinată, poate să facă orice, a dat și Botoșan gol cu Rapid, 1-0. Deci poate să facă orice cu viața ei, nu trebuie să fie controlată de sora ei sau de mama ei sau de nu știu cine. Olga, fă ceea ce vrei tu cu viața ta, du-te unde vrei tu, la Diamant, la Tommy, cu cine te simți tu bine. Nu m-ai ascultat tu de nimeni, nici de mine, nici de ăla, nici de ăla. Fă-ți viața exact cum vrei tu, simte-te tu fericită. Pentru că mi se pare aiurea să se certe cineva cu tine, sora ta sau mama ta, să ți impună să n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie nimic. Și din cauza mea au fost certuri în trecut, acum din cauza unui buchet de flori primit de 1 martie, pe bune, un gest frumos care l-a făcut băiatul ăla și acum au căutat motive pentru să se certe cu ea. De-aia o și durea capul azi pe Olga, cred că n-a făcut nicio filmare cu ei, așa mi-a spus, era foarte supărată, ar fi vrut să iasă cu mine în oraș, dar nu se simțea bine, i-am zis, lasă Olga, stai acasă, liniștește-te, pentru că eu chiar țin la ea, chiar dacă am mai vorbit noi una alta și nu știu ce, dar n-am vorbit de rău, nu știu cum se întâmplă, atunci când fac filmări, mi se dau golul și mi se anulează, pe bune, mă? Bine, apariul mai am noroc. Hai că m-am supărat deja. Noroc că am fost la Kaufland și am găsit oferte la prăjituri. Am luat o cremă de alune și mascarpone. Ia uitați-vă aici cum arată. Și încă o caserolă tort ciocolată albă, de ciocolată albă și smeură. Când văd prăjituri, când văd ceva, nu mai gândesc decât să desfac cutia și să mănânc în fața voastră. Hai că doar gust așa să vă fac și vouă o poftă. Celor care sunteți din România puteți să vă duceți la Carrefour să vă cumpărați. Celor care sunteți plecați din România, mâncați odată cu mine. Asta este tort ciocolată albă și smeură. Ia să vedem cum e. Facem inaugurarea. Ia uitați cum arată. Aia e smeura așa roșiatică. Exact cum făceam în America. Băi, de ce belea? Foarte bună. Fac inaugurarea și la crema de alunec și mascarpone. Nu se poate altfel, frate. Trebuie să desfac ceva. Ia uitați cum arată. Asta pe asta altă nu v-am arătat-o cum arată. Ia uitați și asta cu smeură și
ciocolată albă. Arată foarte bine și e și foarte bună. Ia să facem inaugurarea și la asta. Termin și pe degete, ia să vedem. Luați și voi prin mine. Mama asta e la fel de bună ca și aia, dar e, nu știu, e belea. Mamă. E bună rău. Din n-am cuvinte. Am făcut poftă? Deci chiar nu mint. E bună rău de tot. N-am mai văzut așa ceva până acum. E prima oară când cumpăr. Am vrut să cumpăr un tort de la Lidl. Un tort care știu de la Alin că cumpără el de acolo cu ciocolată, dar am fost pe la Kaufland și am zis să cumpăr asta, că l-am văzut acolo și mi-a făcut cu ochiul. O zic așa. Ia acum, hai acum, haide, haide. Avem și o ofertă, 30% reducere. Bun. Hai că nu-i scump. 17 lei bucata de la 23 de lei, ceva de genul. Așa că am vrut să citesc și comentarii, dar probabil că data viitoare dați în comentarii că eu vi le citesc pe toate. Care sunteți frustrați, nu vi le citesc, pentru că nu meritați. Vă luați în cap. Și atunci, ce să mai zic, urmăresc Survivor. Îmi place ceea ce fac, mă simt bine în pielea mea. Am energie. O să fac și o friptură, am cumpărat și niște cotlete și niște cârnăciori. Mai încolo mănânc și o fripturică și aia e. Hai, bam bam și sănătate, vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile frumoase. Îți mulțumesc Mihai, Carla care este din Texas. Deci poate ne vedem acolo, nu se știe. Și Simona, hai, sănătate, că e mai bună decât toate, bam bam!